Reuniunea centrelor de tineret din Episcopia Caransebeșului a avut loc ieri la centrul eparhial. Evenimentul a fost și unul de bilanț, fiind prezentată o retrospectivă a activităților acestor centre în anul 2020. La întâlnire a participat și Preasfințitul Părinte Episcop Lucian. Evenimentul a început cu o rugăciune. Apoi Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a oferit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel diploma și medalia Anului Omagial 2020 pentru 7 preoți care s-au remarcat anul trecut în activități desfășurate cu tinerii și copiii. 7 preoți vrednici din Eparhia Caransebeșului au primit la recomandarea noastră din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel această diplomă de onoare împreună cu medalia, pentru că s-au evidențiat în toate activitățile desfășurate pe parcursul anului care s-a încheiat, un an complicat, dar totuși cu foarte multe activități în sfera tineretului și a pastorației copiilor și părinților. Toate aceste diplome au fost semnate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și de aceea se cuvine să-i mulțumim întâi stătătorului bisericii noastre pentru permanenta purtare de grijă față de toate eparhiile din cadrul Patriarhiei Române și față de toți preoții care într-adevăr se jertfesc și slujesc cu timp și fără timp în altarul bisericii noastre, dar și în comunitățile pe care le păstoresc cu mult drag. Au fost transmise mesaje din partea delegațiilor participante și au fost expuse colaje de fotografii de la activitățile din anul 2020. De asemenea, a fost prezentată printr-un material video și retrospectiva activităților organizate anul trecut de Asociația Tinerilor Ortodoxi Banatul de Munte. Deși anul 2020 a fost un an foarte dificil și pentru noi, membrii Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte, totuși am reușit să ne adaptăm activitatea noului context social foarte delicat, pornind una dintre cele mai mari campanii umanitare pe care asociația noastră le-a desfășurat de când există, și anume campania umanitară Mâinile Bucuriei, prin care am reușit să ajungem la bătrânii nevoiași din municipiul Reșița cu alimente, medicamente, produse igienico-sanitare săptămânal. De asemenea, din a doua parte a anului, unele dintre cele mai mari activități pe care noi am reușit să le desfășurăm au fost proiectul Tabăra din inima satului, unul din proiectele care sunt și foarte cunoscute și reprezentative pentru episcopia noastră. De asemenea, am încercat tot în a doua parte a anului 2020 să ne adaptăm și mai mult, să ne readaptăm de fapt activitățile, și am vrut să ne dezvoltăm în mediul online, încercând să organizăm o serie de conferințe și ateliere online la care au luat parte săptămânal invitați de seamă, psihologi, preoți, profesori și oameni de cultură. Acest an ne-a arătat cât de uniți suntem, cât de unită este Biserica Ortodoxă, faptul că preoții reușesc să ne transmită cu adevărat lecția iubirii prin slujbele lor, prin predicile lor, faptul că noi am reușit să le ducem tuturor oamenilor care au avut nevoie o masă caldă, am reușit să le ducem alimente sau materiale de care ei au avut nevoie. Consider eu că acest an a scos la lumină tot ce este mai bun din noi. În anul 2020, cu siguranță, activitățile filantropice cât și de voluntariat de pe Valea Bistrei au fost foarte numeroase, întrucât o mulțime foarte mare de tineri, dar și de adulți, au avut o atracție foarte mare de această atmosferă a voluntariatului. În continuare, părintele Mihai Ciucur, inspector eparhial în cadrul departamentului de tineret, a prezentat principalele proiecte pentru anul în curs. Tinerii din eparhie vor participa și la concursul național catehetic Biserica, Familia Românilor de Pretutindeni. Ne-am bucurat foarte mult la Ziua Mondială a Tineretului Ortodox, la Praznic Împărătesc, în 2 februarie, că ne-am reîntâlnit cu toți colaboratorii noștri din eparhie și am revăzut tinerii noștri dragi după un an foarte dificil. Ne-am dat seama încă o dată că lucrarea cu tinerii în Episcopia Caransebeșului este una vie. După ce am vizionat bilanțul pe anul trecut, ne-am dat seama cât de important a fost faptul că am dat un ton pozitiv
în ceea ce privește misiunea cu tinerii prin aceste campanii umanitare care au ajuns la un nivel impresionant în Episcopia Caransebeșului. E vorba de campanii umanitare de voluntariat, care au ținut tinerii aproape de Hristos, de biserică, i-au ținut conectați unii cu alții. Proiectele noastre, atât cele cu componentă social-filantropică, cât și cele pe zona catehetic-misionară, sunt tot mai articulate și sporesc de la an la an. S-a spus aici că a fost 2020 anul celor curajoși în Banatul de Munte. Avem o generație de tineri curajoși, adevărații tineri frumoși și liberi, pentru care biserica face multe lucruri frumoase în Banatul de Munte și care la rândul lor răsplătesc purtarea de grijă a bisericii prin implicarea lor în mod deosebit în toate activitățile, atât pe zona socială cât și pe zona misionară a bisericii. Vorbim aici despre organizația reprezentativă a Eparhiei Caransebeșului, Atur Banatul de Munte, un nucleu de tineri extraordinar de inimoși și de dinamici care au schimbat paradigma într-un an de criză în județul Caraseverin. Au demonstrat prin determinare, prin hotărâre, printr-un curaj ieșit din comun că se poate și că anul 2020, chiar dacă a fost anul restricțiilor, a adus poate și cele mai frumoase și cele mai mari bucurii pentru tinerii noștri. În sala Mitropolit Nicolae Corneanu din cadrul Episcopiei Caransebeșului, preoți coordonatori a centrelor de tineret și catehetice, împreună cu tinerii Asociației Tinerilor Ortodoxi din Banatul de Munte, în frunte cu Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, ne-am bucurat de un bilanț al activităților pastoral-misionare, sociale, dar și de tineret din cadrul episcopiei noastre. Preasfințitul Părinte Episcop Lucian ne-a înmânat diplome și medalii din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Aceste diplome pentru noi și mai ales pentru cei care le-au primit, cei care lucrează în activitatea cu tinerii și se nevoiesc și aduc roade vrednice în această lucrare prea frumoasă, am înțeles că această diplomă ne onorează, în primul rând, dar ne și responsabilizează pe viitor. La final, Preasfințitul Părinte Lucian a oferit cărți, icoane și alte daruri celor aproximativ 50 de tineri participanți. Evenimentul a fost organizat în contextul Zilei Mondiale a Tineretului Ortodox, sărbătorită în fiecare an în data de 2 februarie.